Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Cariera ta. Vorbim astăzi despre oferta educațională a Facultății de Mecanică din Timișoara, mai exact despre două specializări, și anume inginerie medicală și inginerie mecanică. Iar pentru acest lucru l-am invitat în platou emisiunii pe domnul profesor dr. inginer Hericianu Nicolae, directorul Departamentului de Mecanică și Rezistența Materialelor, care îi spunem bun venit. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a prezenta oferta educațională a departamentului. Domnule profesor, departamentul dumneavoastră patronează două specializări, așa cum spuneam, inginerie medicală și inginerie mecanică. Primul din cadrul domeniului științei inginerești aplicate, iar a doua specializare, același nume și la specializare și la domeniu. Spuneți-ne câteva detalii despre ce vor învăța sau în ce vor fi pregătiți elevii care aleg să studieze la una din aceste două specializări. În primul rând, ar trebui să spun că aceste două specializări sunt de mare actualitate în contextul dezvoltării societății și economiei românești în această etapă. Și departamentul nostru a avut această preocupare să-și armonizeze oferta educațională cu cerințele actuale de pe piața muncii. În ce privește specializarea de inginerie medicală, pot să remarc faptul că ea are un profund caracter interdisciplinar și transdisciplinar și are în vedere formarea de ingineri specializați în concepția, fabricația, exploatarea, proiectarea, mai întâi exploatarea și mentenanța acestor echipamente medicale și inclusiv a aplicațiilor de informatică medicală asociatelor, fără de care, desigur, actul medical în epoca modernă care o trăim nu ar fi de conceput. Desigur, pe lângă acumularea de cunoștințe generale specifice unui inginer, studentul de la inginerie medicală va dobândi competențe legate de modelarea sistemelor biologice, a structurilor biomecanice și, în acest sens, competența va fi corelată cu dezvoltarea de noi echipamente medicale moderne. Apoi va dobândi competențe legate de achiziția și prelucrarea semnalelor și a imaginilor biomedicale. Va cunoaște multe aspecte legate de alegerea și utilizarea materialelor biocompatibile, foarte important în acest context biomedical, materiale utilizate pentru fabricarea dispozitivelor medicale. Desigur, nu în ultimul rând, va acumula cunoștințe legate de asigurarea calității acestor dispozitive medicale și operarea cu dispozitivele medicale în condiții de siguranță și securitate. Și cum ai să vorbim și de inginerie mecanică, de acord. Aici studentul urmează să primească o pregătire interdisciplinară cu focusare pe aceste aspecte ale sistemelor mecanice și ca principale competențe pe care le va dobândi, aș sublinia aici designul și proiectarea asistată de calculator utilizând instrumente software extrem de evoluate, actuale, apoi aplicarea de metode de proiectare, analiză și testare a sistemelor mecanice, utilizarea de metode numerice de simulare a comportării mecanice a acestor sisteme și, nu în ultimul rând, utilizarea de tehnici de măsurare, control și asigurarea calității acestor sisteme. Sigur că un astfel de absolvent va dobândi importante cunoștințe care îi vor permite activarea în compartimentele de proiectare, dezvoltare, simulare, modelare și mentenanță ale firmelor de profil, care nu sunt puține în această zonă de vest. Spuneți-ne, domnul profesor, unde îi pregătim pe studenții noștri de la cele două specializări? Vorbiți-ne puțin despre baza materială. Da, avem care o bază, este la o bază materială destul de modernă, modernizată și, zic eu, foarte bine dotată.
specializarea de inginerie medicală se bazează pe facilitățile oferite de Centrul de Cercetări în Inginerie Medicală, dezvoltat în cadrul universității noastre. Și aici se pun la dispoziție laboratoare de mecanică, vibrații și vibropercuții, laboratorul de acustică și vibrații, care, în paranteză fie spus, este acreditat de RENAR, RENAR fiind Organismul Național de Acreditare Laboratoare. Apoi sunt laboratoare de specialitate, precum cele de analiza mișcării, încercări și explorări funcționale, fabricație și prototipare rapidă pentru dispozitive medicale, laborator de prelucrări prin comenzi numerice, prelucrări prin electroeroziune, laborator de modelare, proiectare. Toate aceste laboratoare participă la o bună pregătire a studenților de la ingineria medicală. În ce privește studenții de la ingineria mecanică, acestea vor avea la dispoziție laboratoare ultramoderne, precum sunt cele de încercări statice, încercări la oboseală, laboratorul de mecanică a ruperii și încercări prin șocuri, laboratorul de analiză numerică a stării de tensiune și deformație sau laboratorul de analiză experimentală a tensiunilor, de asemenea foarte bine dotat. Și bineînțeles că aceste cunoștințe sunt completate de relația bună pe care Politehnica și Facultatea de Mecanică au cu mediul economic. Și în acest sens, în virtutea colaborărilor cu mediul economic, studenții noștri se pregătesc și în aceste instituții sau companii de profil. Da. Haideți să amintim câteva lucruri și despre în principiu lucru. Legat de acest subiect, studenții vor face practică profesională în colaborările pe care le avem cu acest mediu economic. Referindu-ne la studenții de la inginerie medicală, ei vor face practică în spitale sau în clinici private din Timișoara, cu care avem colaborări. Și pe lângă toate acestea, aș menționa și faptul că ei pot primi burse pentru stagii de cercetare. Mă refer aici la stagii de scurtă durată în universități din Europa, din țările europene, cu care noi avem colaborări și dezvoltăm programe de tip Erasmus, de care studenții pot beneficia. În urma acumulării de cunoștințe și abilități, în urma acestor facilități, absolvenții vor avea posibilitatea să își găsească un loc de muncă în clinici sau spitale, în industria producătoare de dispozitive medicale, în firme care comercializează, asigură service, mentenanță la echipamente, asigură instruirea personalului pentru exploatarea echipamentelor și așa mai departe. De cealaltă parte, specializarea de inginerie mecanică beneficiază de facilități de practică în mediul economic din Timișoara și din împrejurimi, unde știm cu toții există foarte multe firme multinaționale, internaționale, în special mă refer la cele din domeniul automotive, care au reprezentanțe în zona noastră și cu care noi avem o foarte bună colaborare. Ele sunt și cele care produc o mare cerere de ingineri mecanici. Cererea de ingineri mecanici este foarte mare în etapa actuală de dezvoltare pe care o trăim și absolvenții de inginerie mecanică vor avea garantată perspectiva găsirii unui loc de muncă în industrie, în aceste firme multinaționale, dar și în cercetare, în medii academice, precum și, de ce nu, în învățământul liceal și profesional, post-liceal. Așadar, dragi elevi, sau nu numai elevi, ci oricine este interesat de oferta educațională a Facultății de Mecanică, iată că aveți la dispoziție încă două specializări, respectiv inginerie medicală din domeniul științe inginerești aplicate și inginerie mecanică, domeniul inginerie mecanică. De ce amintim domenii? Pentru că la admitere vom vorbi și admiterea practic se dă pe domeniu. Ulterior, pe specializare, discutăm de începutul anului 3. Domnule profesor, să le spunem celor interesați cum pot deveni studenții noștri, de fapt să le dăm câteva detalii despre admitere. Da, este foarte simplu. În condițiile concrete actuale pe care le traversăm, dificile de altfel,
Admiterea se va face online, deci lucrurile sunt oarecum simplificate din acest punct de vedere. Tot procesul de admitere s-a transformat într-un concurs de dosare online. Criteriul principal în selectarea și ierarhizarea candidaților va fi media de la bacalaureat. În urma acestor evaluări rezultând un clasament. Și aș dori să completez informația cu faptul că există și excepții de la acest concurs de dosare, și anume se pot accepta admiteri fără concurs pentru absolvenții de liceu care au dovedit în timpul celor 4 ani de liceu că au preocupări semnificative și recunoscute, în sensul că au participat la olimpiade școlare, dar mă refer aici la fazele naționale și internaționale pentru astfel de olimpiade din domenii apropiate de științele inginerești, adică matematică, fizică, chimie informatică și disciplinele tehnologice. Și care au obținut și anumite și premii. Care au obținut, s-au remarcat prin obținerea... Au obținut premii. E vorba de premiul 1, premiul 2, premiul 3. Mai multe detalii, desigur, sunt postate pe site-ul universității și pot fi consultate de cei interesați. Profesor, vă mulțumim pentru informațiile pe care le-ați transmis, iar vouă, dragi elevi, vă dorim mult succes la examenul de bacalaureat care se apropie și vă așteptăm să fiți studenții noștri la Facultatea de Mecanică, fie la inginerie medicală, fie la inginerie mecanică.